fugă în noapte. Nora zburdalnică și-a pregătit pe ascuns bagajul și s-a furișat din casă. La ora 11 noaptea a lăsat copiii dormind în casă, pe ăla mare de 7, care are 7 ani și ori, și pe ăla micuț care are 5 ani și ori. Tânăra nu a fost la prima ispravă de acest fel, dar de data asta nu s-a mai uitat în urmă. Dar din senin și-a amintit că este și mamă. Bunica ține cu dinții de nepoței. Dacă avea de gând să-i crească, într-un an și 5 luni, 6 luni, trecea prin apă și prin foc. Și-și vedea copilașii. Întreaga poveste imediat la Acces Direct. Despre această dramă vom discuta cu invitații noștri de astăzi, Delia Marcă, terapeut, Jesse, moderator Gold FM, și Dumitru Coarnă, deputat. Bună ziua tuturor, bine ați venit. Mulțumim pentru prezență. Bună ziua. Avocatul Adrian Cuculis este în legătură directă cu noi prin Skype. Bună ziua, Adrian. Vă salut, mulțumesc și eu. Bunica Florica ne va spune cum toate detaliile acestei situații complicate. Este în direct cu noi prin Facebook. Bună ziua, doamna Florica! Bună ziua, doamna Mirela, dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Unde locuiți, doamna Florica? În Târgu Neamț, Comuna Vânător. O zonă foarte frumoasă. Avem mulți prieteni acolo și oameni de seamă. Din păcate, la dumneavoastră lucrurile nu sunt chiar cele mai fericite. O să ne spuneți imediat despre ce este vorba. Câți ani aveți? 47. Bunică tânără, mulți înainte. Și câți copii mulțumim. Aveți? O fată și un băiat. Sunteți căsătorită, dumneavoastră? Da. Și copiii sunt căsătoriți și ei? Și fata și băiatul au fost căsătorit. Cum concubinați? Vorbim despre copiii fiului dumneavoastră, da? Are 2 băieți. Da. Câți au nepoții? Câți ani au? 5 ani ăla mic a făcut în martie și 7 anișoare a făcut în iulie ăla mare. Haideți să înțelegem, acești copii vin dintr-o relație a fiului dumneavoastră cu mama copiilor. Ei câți ani au fost împreună? Mai mult de... În total a fost 6 ani. Dar mai mult despărțiți, așa. Adică ce s-a întâmplat? Pentru că e clar, au copii mari care înțeleg că locuiesc la dumneavoastră. De ce? Care e situația? Situația e în felul următor. Că ea călca mereu strâng. Ea în fiecare an trebuia să-și facă cât una mamă. Ea nu era anul ăsta unul, anul celălalt unul, anul celălalt unul. Dacă nu avea telefon, era o fată foarte cu minte. Când prindea telefonul mână, ea își făcea iubit. Și când își făcea iubit, lăsa și copiii și pleca. Și ce s-a întâmplat între ea și soțul ei? Sau, mă rog, nu erau căsătoriți, concubinaj, ați spus, da? Odată cu venirea nepoților pe lume, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că a venit nepoței mei pe lume, a stat împreună un an și ceva, după aia a venit și al doilea, un an și 8 luni, cred, la un an și 8 luni a venit și al doilea copil. După ce a venit și al doilea copil, a început să o iei razna. Mi l-a lăsat pe ăsta micuț de 3 luni, 3 luni și ceva avea, cred că, pentru alt bărbat, care tot de acolo din comuna aia, de unde ea acum cu altul, mi l-a lăsat și pe ăla de 3 luni de zile, nu știam ce să-i fac, doamna Mirela, îi dădea pept, eu nu aveam ce să-i doacă, nu l-am învățat nici cu biberon să mănânce cu biberonul, am sunat-o să vii și ia copilul, nu a vrut. A spus că ea nu mi-e trebuie copil, am sunat protecția, am fost nevoită să ajung la 112, să sun protecția copilului de la Piatra Neamț, să sun poliția, să sun ca să mă duc cu copilul după o zi și o noapte, să-i duc copilul, să-l ia. Și l-a luat mai mult cu jaca, cum s-ar spune, în prezența protecției, în prezența poliției. Nu vrea să-l ia, copilul era dezidratat, făcusă febră. A stat copilul zi și o noapte fără piept. N-am mai putut să stea. Dar de ce a plecat de lângă copii atât de mici? Ce s-a întâmplat? Pleca că erau și certuri că o prindea băiatul meu cu telefoane, cu infidelități. Ea ascundea telefonul, ea avea conturi de Facebook care nu le știa cu băiatul meu. Când vinea băiatul meu acasă, ea se conecta pe Facebook-ul normal. Când pleca băiatul meu, ea se conecta pe Facebook-ul vals care îl avea. Câți ani avea fata atunci, Nora dumneavoastră? Aveam 16 ani, cred că. Cât? 16 ani. Păi, vedeți că nu de asta, nu întâmplător am întrebat. De fapt, da.
Și ea acum are, cât are? 23 de ani și băiat de 7 ani, da. Deci e clar. Da, asta e problema, de fapt. Și fiul dumneavoastră cu câți ani e mai mare decât ea? Cu 2 ani și ceva, cred, cu 3 ani. Cu 3 ani. Și spuneți-mi drept, sigur că nimic, absolut nimic nu scuză plecarea de acasă și părăsirea unor copii atât de mici, dar ca să înțelegem un pic contextul, au fost bătăi, au fost violențe, a fost agresiv cu ea fiul dumneavoastră? Doamna Mirela, eu nu ascund nimic absolut. Au fost certuri, au fost între ei, au fost certuri. Dar tot din cauza ei, că ea... Certuri au fost, am înțeles, da, s-a ajuns și la bătaie, adică i-a dat o palmă, două, da, un e pumn. Clar. Doamna, e da, clar, asta a zis, n-ascund nimic. Da. Bineînțeles, eu nu asta acum, eu îmi pui de tata, pentru da. Că am un Dumnezeu și spun, am mai fost certuri. S-a ajuns la poliție, s-a ajuns la 112? S-a ajuns la poliție. Am adus poliția că a găsit copiii acum telefon și s-o omorau acolo în cameră cu ea, nu vrea să-i dea telefonul să vadă ce mesaje are în el. A găsit-o cu niște mesaje. Am sunat poliția, a venit poliția să se liniștească. I-a spus și poliția, verbal în față, măi, fată, ori te liniștești, așa dacă continui așa, ia-ți o crimă. O să-ți dea băiatul ăsta în cap, ori dacă nu pleacă, duce și-ți pe viața. Dacă îți place viața, pleacă și-ți pe viața. Păi și ea a vrut să ia copiii și n-a fost lăsată să ia minorii? Sau care a fost situația? A plecat pur și simplu fără să, fără să o intereseze de copii? Nu a vrut să ia, doamna Mirela, că la 11 noaptea a părăsit copiii, băiatul meu nu era acasă. Era 11 noaptea, luna lui aprilie, în 2023, data de 6 aprilie 2023. Ea... a plecat la 11 noaptea, pregătise bagajul cu ea, deja vorbise cu amantul din Germania, că amantul ei era în Germania, pregătise bagajul de 3-4 zile, cred că înainte, că am văzut că lipsa geanta care a pus ea ani. Da, și a pregătit să plece numai ea, mă gândesc, că n-avea cum să scoată copiii. Da, păi a plecat la 11 noaptea, mă trezesc cu copilașul de 4 anișori avea atunci, plângând la ușă la mine, plângând, strigând la ușă, i-am dat drumul, ce-ai pățit, Andrei? Copilul a spus, nu-i mama în casă, m-a mințit că se duce la WC-ul, că așa se spune la noi, la Moldova, la WC-ul, păi și nu mai vine mama în casă. M-a lăsat singur el și Coca unde-i, că el la ăla mare îi spune da, Coca. Da, locuiți în apropiere sau cum de-a putut să vină copilașul singur de 4 ani până la dumneavoastră? Că... Și asta zi, ei l-a lăsat locuiau, singur? Nu, ei locuiau în altă cameră, dar cu ieșire separat. Okay. Nu ieșa pe la noi, nu intra pe la noi. Bun, și atunci a și plecat, să înțelegem, doamnă. A plecat la iubitul ei în Germania? Da, a doua zi, deja, dacă vă uitați, eu am trimis dovezi, e pe 6 a plecat, pe 8 s-a pus într-o relație cu iubitul. Pe 8 aprilie, ea s-a pus într-o relație. Am trimis și la dumneavoastră acolo, la redacție. Și copilașii au rămas... Dar copiilor le-a spus ceva atunci când a plecat? De fapt, m-a spus ce mi-a spus copilul de 4 ani și ori. Că ăla merge mare la baie, durmea. Asta le-a zis, că merge la toaletă. Atât? Da, atât. Ăla mare durmea. Ăla micuț mi-a spus că mama l-a mințit. Am ieșit afară cu telefonul, cu laternă, am cătat-o pe la baie. M-am dus pe aici. Că și femeia asta de atunci nu și-a văzut copilașii din aprilie 2023? Niciodată. Dar ce suflet să aibă? Ea spune că nu o lăsăm noi să-i vadă copilașii. Dar de când a început școala, de un an și ceva, și anul trecut și anul ăsta, putea să se ducă la grădiniță, la școală, oricând. Dar ea a revenit, da. Ea este la... Unde stă? Stă în aceeași comună? Unde stă? O comună mai încolo de noi. A, și la Pipirin. A, în Pipirin. Și este în țară acum? Adică locuiește atât de aproape de copii? Da, este în țară, care are copilaș mic, de 6 luni, de 7 luni. A, deci okay, are un alt copil. Probabil că o fi și bărbatul gelos și nu vrea să o lase la foștii copii, nu știm exact. Dar copiii au înțeles, au întrebat unde e mama? Ei știu, sau cum i-ați vorbit de mama? Da, știi că la Claudiu, că pentru că ea când vorbește cu copiii pe cameră, intervine și domnul. Păi da, și Claudiu cine i-a zis că e? Că e actualul iubit al mamei? Asta i-a da, zis? Da, păi copiii îl cunoaște, că a fost și în 2021 la el, cu tot cu copii. Am înțeles. Păi și ce i-ați spus? Adică probabil că ați vorbit și, na, și de mama de rău și ați învățat copiii nici să nu-și dorească la mama. Ba problema da, e... la mare, chiar dar, mai puțin, dumneavoastră a sesizat autoritățile, doamnă, când a plecat, nu?
Da, a doua zi m-am dus la poliție, la primărie, i-am făcut dosar pentru abandon. Da. Am făcut dosar penal pentru abandon. Mi-a spus că dacă nu se întoarce, dacă nu dă niciun semn după nu știu câte luni, da, o bagă la abandon. Și pensia alimentară le-a dat copilașilor ei dacă i-ați făcut dosar de abandon? Păi am... A plătit ceva? Păi probabil că nu a mers în instanță. Ați mers și în instanță, doamnă, să stabilească instanță ceva? A mers în instanță până la poliție. Octombrie. Nu se ajunge imediat la instanță. Că e vorba de părăsire alungare sau neplata cu reacredința pensiei alimentare. Păi nu se ajunge, aici dar dacă vorbim vrea... de părăsire, este o plângere penală, un dosar penal deschis de poliție cu supravegherea parchetului. Ulterior, dacă se constată că infracțiunea subzistă, va fi trimis dosarul în instanță. Eu nu cred că s-a ajuns la faza de trimitere în instanță acestui dar dosar. Dar dacă vrea concubinul, putea să dea în judecată. Nu, a fost nenevoit. Pentru împăcare civilă, pentru... pensia alimentară pentru stabilirea cuantumului. Aici vorbim de... Nici măcar nu e despre asta vorba în subiectul ăsta. Doamna a spus că a făcut doamna Florica nici măcar nu a sunat pentru pensia alimentară. Problema este următoarea. De câți ani creșteți dumneavoastră nepoții ăștia? Efectiv, îi creșteți, îi îngrijiți, îi duceți la școală, îi culcați, dorm cu dumneavoastră. De când s-au născut? Adică de 7 ani cel mare, de 5 ani cel mic. Cui spun copiii tată? Lui soțul meu. Fiul dumneavoastră, deci nu fiului dumneavoastră spun tată, ci bunicului spun tată. Da, îi spune și lui tatăl. Îi spune lui tatăl, îi spune tată eu și lui bunicul îi spune tată. Așa. Problema este următoarea, că fiul dumneavoastră a câștigat custodia exclusivă ca să nu mai depindă de nevastă cu înscrierea la școală, grădiniță, ducerea la spital. Acum vine, de fapt, subiectul pentru care ne-ați sunat. Că am înțeles că până acum erați bine, ați înțeles că asta vă e soarta, copiii vor crește fără mama, v-ați asumat-o dumneavoastră, i-ați crescut ca pe copiii dumneavoastră, bă, poate chiar mai bine. Deci, lucrurile mergeau pe un făgaș, însă s-a întâmplat ceva. Doamna, mama acestor băieți, are o cerință. Ce vrea acum? Mama copilor a făcut apel pentru că ea acum vrea copii. Asta e, de fapt, subiectul. Am înțeles. Ați înțeles? Da. De cum vrea copiii dacă ea i-a părăsit? Iartă-mă, uite abandon. Așa. Da. Păi și acum nu mai e problemă cu iubitul, că mă gândesc că ceva nu-i convine la domnul dacă stă în localitatea vecină și mama asta nici n-a fost să-și vadă copiii. Din aprilie, acum, dacă e adevărat. Eu rog pe mama băieților, pe mama, pe această fată, care înțeleg mai are un băiețel sau un copil de 6 luni, mai ales că e în țară și cu siguranță află că se vorbește despre el la televizor, să intre în legătură directă cu noi, să ne scrie pe WhatsApp, uite, ăsta-i numărul, și să ne spună că vrea să intre și o sunăm noi. E important să știm cum vrea ea să obțină copii după atâția ani în care familia tatălui poate dovedi că ea nu s-a interesat de copii. Dimpotrivă, i-a abandonat în casă când aveau 3 luni și era sugar. Sau e vorba cumva de faptul că nu vrea să plătească o pensie alimentară pentru copiii ăștia? Că de asta am întrebat eu de pensie alimentară, doamnă, dacă ați primit vreun ban pentru creșterea copiilor, că acum mi se pare că despre asta e vorba și ne jucăm într-o așa altă țară cu niște cum se cheamă astea de asistență socială? Niște ajutoare sociale așa. Foarte bune pentru cine are copii mici și poți să trăiești liniștit. Domnule Cuculis, se poate face acest lucru? Adică, bine, se poate face orice lucru, dar are mama, ar putea avea mama câștig de cauză? Și dacă da, pe ce motive? Da, bună, Mirela, îi salut și pe cei din platou. Eu sunt pe la Timișoara și vin de la un dosar unde, practic, soția îi făcea moșmoane soțului, încercând să-l omoare, punând lumânările pe dandoaselea. Așa că nu mă mai surprinde absolut ce-i nimic. Ce-i făcea, domnul avocat, că n-am înțeles. Ce-i făcea? Moșmoane, domnule Coadă. Nu-s moșmoane. Termenul corect este de moșmoane. Moșmoane este așa marginal, popular, cum îl mai folosim vorbim noi. Da. Deci, în România, nu trebuie să te șocheze absolut nimic, cu atât mai puțin o mamă care... Eu n-am mai auzit de așa ceva, ai plecat 5 minute până la WC-ul să folosesc termenul doamnei și nu te-ai mai întors niciodată, lăsându-ți copiii acasă. Adică asta e, nu știu, ar fi trebuit să fii tu de căzută bine de tot, din drepturile părintești încă de când ai făcut treaba asta. Din nefericire, o bună perioadă de timp în materia abandonului de familie, lucrurile au mers absolut deloc, sau n-au mers absolut deloc, pentru că dosarele penale erau considerate niște glume, pe cum să rugăm pe cineva la pușcărie pentru că și-a abandonat familia, era ceva de neconceput. Plus că și practica este una absolut marginală și minoritară, adică nu ne gândim că a existat vreo mare reacție a statului când a venit vorba despre așa ceva.
pentru că numărul celor care își abandonează familiile este în continuă creștere și este foarte mare oricum și în momentul de față. Acum ajungând puțin la subiect după moșmoane și alte lucruri. Ce se întâmplă? Am asistat de foarte multe ori la cereri absolut halucinante. Mai acum vreo lună de zile pe la Tribunalul Gorj ne-am trezit într-un apel unde un tată și-a preconstituit niște probe, a răpit copiii din Marea Britanie unde stăteau legal cu mama lor, atenție, de 2 ani de zile, deci 2 ani de zile. Și o instanță de judecată din România a încredințat peste noapte pe băiețelul cel mic tatălui, deși exista o hotărâre judecătorească definitivă prin care mama trebuia să stea cu copilul în Anglia. Așa că, iarăși, suntem în zona în care nu trebuie să ne mire nimic și trebuie să punem totul sub semnul întrebării. Deci, dacă mă întrebați ce șanse are, sigur că, la nivel de minimă logică juridică, nu ar trebui să aibă nicio șansă. Numai simplu fapt că te duci la instanță și spui: hai să ne aducem aminte cum a plecat mama din domiciliu, mimând că se duce până la toaletă și ulterior a dispărut definitiv, ar trebui să ridice niște suspiciuni serioase cu privire la dorința de a sta cu acei copii, dacă nu cumva exact din pricina obținerii unor beneficii sociale, așa cum spuneai și tu mai devreme, Mirela. Pe partea cealaltă, sigur că întotdeauna, chiar dacă mama a făcut, sau tatăl, da, mă rog, în speța noastră e mama, dar sunt și tați în exact aceleași situații de multe ori, și nu a fost decăzută din drepturile părintești, sigur că oricând poate să vină să pur și simplu să solicite un program de vizitare. Atâta vreme cât nu are program de vizitare, nu poate să-i spună nimeni: domne, îți dau copilul cu totul, când tu nu știi cum e să crești cu copilul. Adică, dar în interesul interior al copilului, în acest moment, ce-ar fi, domnule Cuculis, că acești copii cred că nu o cunosc exact. Adică nu știu dacă... Păi asta spun. Locuiți au trăit cu ea vreodată. Cum să ceri, atât mai spun și eu și pe ceilalți imediat. Cum să spui tu că vrei copiii să vină la tine în contextul în care, exact cum a spus voi, tu nu știi cine e mama ta, adică n-ai văzut-o niciodată. Deci cum străin, dacă vine un străin sau vine măsa, este exact același lucru. De asta am și spus că prima dată aia o știu așa ușor, un program de vizitare, fără să iei copilul de la domiciliu. Îl vezi câteva ore, după care îl lași înapoi, îl mai vezi peste 3 zile. Deci, în opinia mea, șansele, știți cum e, că nu putem să facem decât un pronostic, dar considerabil mari pentru a fi respinsă cererea.